să treacă peste cuvântul lui Claus. Foarte interesante lamentațiile domnului Bode în ședința PNL, așa cum ne-au parvenit nouă din surse foarte credibile, o să ajungem și la ele. Da, rămânem la PNL în continuare, Cătălin Manea. Ce înțelegeți din sucelile astea, de fapt? Unde e stabilitatea pe care PNL o sacrifică primul? Eu cred că colegii de la UDMR, timp de un an și jumătate, iată, chiar mai mult de un an și 6 luni, au fost în actul guvernamental și cred că au avut o relație de comunicare foarte bună cu reprezentanții PNL și PSD. Să ne imaginăm că aceste discuții au fost inițiate în urmă doar cu câteva zile, mie mi-este greu să cred. Eu cred că a fost și au avut suficient timp să se așeze la masă, să discute absolut toate variantele, că nu o să comentez eu acum decizia PSD-ului, nici cea a PNL-ului și nici cea a UDMR-ului, pentru că nu sunt în măsură să comentez deciziile acestor formațiuni politice, au reprezentanți și cred că cei mai îndreptățiți sunt chiar reprezentanții lor să le comenteze. Însă, într-o logică, hai să spunem, într-o paradigmă politică, absolut, ori de câte ori se poate crea o majoritate care să asigure stabilitate, cel puțin la nivel parlamentar și după aceea la nivel guvernamental, orice variantă este posibilă și nu cred că asistăm la primul episod post-decembrist, adică cu tot respectul pentru colegii de la UDMR, eu unul personal chiar vreau să le mulțumesc în numele minorității rome pentru susținerea de care m-am bucurat din partea lor în Parlament pe diferite proiecte de lege pe care le-am inițiat pentru minoritatea romă, cu tot respectul și cu toată aprecierea și pentru performanța și eficacitatea unor miniștri. Repet, în opinia mea, jocurile și jocul politic nu cred că ține de o anumită conduită, de un anumit tip de moralitate, pentru că n-am văzut-o în ultimii 30 de ani. Adică orice variantă... Adică joc politic strict pe Ciolan, înțeleg. Nu, cam asta nu, e. Sau nu, cum, dacă nu ține de moralitate? Nu pe Ciolan. Ține de formarea unor majorități. Într-o logică politică. Și în majoritatea asta se poate și fără UDMR. Asta a recunoscut-o UDMR de prima secundă. Altfel, dacă nu s-ar fi putut fără UDMR, evident că UDMR ar fi fost în continuare prezent și nu cred că... n-am spus că UDMR nu este prezent. Încă mai este timp. Haideți să vedem. Până mâine dimineață. Până mâine dimineață. Stăm, da, cu